Bună, dadilor! Bravo! Marc merge la plimbare și la parc. Și ai? Da. S-a făcut freza cu gel. Da. Mamă, dar ce cald și frumos e afară. Astăzi undeva pe la vreo 3-4 anunța ploaie. Chiar sunt curioasă. Ori ne ferește, ori vine ploaia la noi. Aoleu, ai pus frână? Și cum prinde avionul viteză? Ia să vedem. Mamă, ce fain! Hai să ne întâlnim cu Seli, că vine de la școală. Hai, prinde viteză, că ne așteaptă Seli. Ne întâlnim să mergem cu ea la parc. Cald și frumos, cum îmi place mie. Eu m-am dat deja la pantaloni din ăștia scurți. Bine, pot să-i fac și... Da, nu, 3/4, nu, dar scurți. Hai să-i numim scurți. Da, asta e vremea care îmi place mie. Ador vremea asta. Mașina, dar nu vine aici, face la dreapta. Face și giratorul? Da. Nu, dragă, nu este giratorul aici, este o străduță, ai dreptate. Mamă, dar ce fai, miroase tot așa flori, a iarbă. Ieri mergeam cu Marc și ne plimbam și mirosea așa iarbă uscată și tăiată. Dă-te pe margine! E acolo, pe margine, să treacă mașina, așteptă. Așa, bravo, acum putem merge. Mirosea așa fân uscat. Îmi place la nebunie. Mi-aduce aminte de copilărie când mergeam la țară și mă jucam acolo și mergeam la fân și foarte fain. Ai știut să zici? Bravo! Bine că ai știut să zici. Ce vrei să-ți dau? Nu, că nu putem să ne dăm pe leagăn cu înghețata, că o să ne curgă și trebuie să ne tot ștergem. Dacă e, uite, mâncăm înghețata și după aia ne dăm pe leagăn. Mai e la, uite, și la, în partea cealaltă e leagăn gol. Avem, stai liniștit. Cu înghețata. Când te dai pe leagăn, poate zboară înghețata de pe băț și după aia ai să mă plângi. Mănâncă înghețata liniștit și după aia ne dăm pe leagăn. Am ieșit și eu să-mi pun picioarele la bronz, că n-am reușit. M-am dat cu ulei. N-am reușit să intru în vară cu solar, cu solarul făcut, cu pielea bronzată. La mâini sunt mai bronzată decât la picioare. Măi, dar tu nu mă lași niciodată să vorbesc, măi, trâncănitoare ce ești, măi. De ce să nu fac loc? Le-am făcut și la oamenii aia loc. Doamne! E bună înghețata? Mă, ai văzut ce l-am făcut loc. Da, i-am făcut loc și tu aveai o problemă cu chestia asta, că i-am dat locul de pe bancă. Care e problema? Nu e bine? Nu e bine că am dat loc la tanti și la nenea? De ce? Da, eu aș vrea să dau puța și... Bravo, Marc! De la soare te-a curentat. E fluturaș! Ți-e frica de un fluturaș? De albină, da, e și normal că albina înțeapă, dar fluturașul nu face nimic. După aia vin înapoi, da. Și după aia vine înapoi și dau cu avionul. Bine, dragă, ăsta nu vrea să împartă nimic. Nu vrea să împartă nici motorul, nici avionul. Pleacă cu ele după el. Și mă pune să le ascund după picioare, numai ca să nu le împartă. Toți copiii trag la jucăriile lui. Sau după copac. Sau după copac, exact. Sau după bancă. Da, ce e interesant așa la Marc e că el nu dorește jucăriile nimănui. Deci el se joacă cu ce are el. Și până acum nu mi-a făcut să vrea o jucărie de la cineva. El se joacă cu ce are el și atât. Se rezumă la ce are, nu vrea și altceva de la copiii din parc. Dai! Uite, unul acolo și unul acolo. Da, mult, mult. Ionu, prinde-l! Cât e ceasul, Marc?
E 1:20, nu mai stă mult, că trebuie să mergem să băgăm papa la burtică, că mie mi-este foame. Nu, dacă ar fi după tine, sta, cred că nu mă împarc. Mai stăm, hai, du-te! Mai stăm multe, multe, puține, puține, mai stăm. Mute, 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 mute. Cu plăcere. Ia uite-te la mama, ia râzi. Și tu faci gropiță în obraz ca Seli și ca mine. Seli m-a moștenit la gropiță și cred că și Marc acum, când râde, face gropiță. Ba da, ai și tu prieteni. Ai tu. Ai foarte mulți prieteni și tu, cum să nu? Da? Wow, ce aterizare faină ai făcut! Da, ai mulți copii! Ai și tu! Uitați-mi Luaga! Uitați-mi Luaga! Da! Știi că despre tine-i vorba? A? Vrei afară, așa-i? Așteaptă un pic, inimioară. Un pic. Un pic, măcar câteva minute să-mi trag sufletul, că abia ce-am urcat. Îmi este foarte sete. Mă doare foarte tare bila de la soare. Da! Și te duc și pe tine. Promit că te duc zi pe tine. Da! Trebuie să mai ajung și la grădiniță să iau o foaie pentru... Marc, să-l înscriu pentru anul școlar 2022-2023, că a dat doamna mesaj că astăzi să se ia formularele și luni să se aducă înapoi. Am venit de afară, sunt leșinată, m-a leșinat și căldura și de obicei mă obosește foarte tare și urcatul scărilor. Și acum o să mă apuc să-mi fac un pahar cu apă, cu semințe de chia și cu niște lămâie prinăuntru. Nu știu acum să mai bag felia de lămâie, dar o să storc zeamă de lămâie pentru a mă hidrata. Pentru că mi-este sete. Am avut și afară apă, dar tot sete mi-este. Și o să mă pun să mănânc, pentru că mi-este foame, este ora 2. Și o să pun să încălzesc să mâncăm, să văd dacă copilașii vor să le fac câte un ou lângă spanac. Și dacă nu vor să le fac ou, le voi, adică dacă ei vor să le fac ou, le voi face, iar mie îmi voi tăia niște mozzarella și nu știu, o să văd, dar cred că niște spanac cu mozzarella voi mânca, pentru că ou nu-mi trebuie, nu mă încânt absolut deloc și am mâncat oricum ou alaltă ieri și nu mai sunt încântată. Am de împachetat rufe, am de întins rufe, am de dat cu aspiratorul. Un pic cu mopul, pentru că la mine, dacă nu dau puțin cu mopul și cu aspiratorul, e o problemă mare. Așa. Vreau să merg să-mi cumpăr un autobronzant. Dar nu cred că voi mai merge astăzi, pentru că deja este târziu, până le dau de mâncare, până îmi fac treaba, se va face 4 sau 5. Și vreau să-mi cumpăr un autobronzant, pentru că am picioarele albe. Și am zis, măi, dacă nu am rezolvat-o prin solar, pentru că nu am avut timp, nu o să o rezolv nici prin bronz, pentru că nici atât nu am timp, doar să mai ies așa în pantaloni scurți la parc și să mai stau cu picioarele pe la soare. La mâini sunt mai bronzată, dar la picioare sunt albă. Și am zis că să mă dau cu autobronzant pe picioare, nu mă dau pe restul corpului, pentru că nu ies cu buricul afară, nu ies, bine, dacă voi merge la piscină, la plajă sau pe unde merg, da, mă dau pe tot corpul. Dar în mare parte aș lua un autobronzant pentru picioare, strict pentru picioare, să mă dau că de acum încolo voi mai lua o fustiță, o rochiță, un pantalon scurt, un pantalon 3 sferturi și se vede urât. Sunt destul de albă și mie nu-mi place. Și dacă mă dau cu autobronzant, o să arate super fain să mă mai dau și cu ulei peste sau poate voi găsi un autobronzant direct cu ulei, că sunt din ce am văzut. Și apropo, nu mai vine ploaia la noi la Brașov astăzi, m-am uitat pe telefon, adică nu știu cât de bine zice telefonul. De obicei telefonul zice bine. Tot timpul mă uit pe telefon la vreme și arată bine. Și acum arată că mai plouă la 9 seara, dar 30% șanse, așa că nu cred că va mai ploua deloc. Dar arată că mâine ar ploua un 60%, după aia sâmbătă, nu mâine sâmbătă, după aia duminică și luni soare, ceva de genul. Duminică am făcut rezervare la un restaurant, mai exact la Ionescu, la coaste, pentru că n-am mai mâncat de mult timp coaste și mi-este foarte, foarte poftă.
Și am zis că de ziua lui Bogdan acolo vom merge. Duminica este ziua lui Bogdan, împlinește vârsta de 36 de ani. Mâine îi voi face tiramisu, mâine după amiază cred că îl voi face sau pe seară. Îi voi face un tiramisu pentru că asta este prăjitura lui preferată, deci degeaba încerc eu să-i fac tort sau anumite chestii complicate sau cu nu știu ce creme. Pentru el tiramisu este totul, deci lui îi place cel mai mult dintre toate tiramisu. Și într-adevăr este bun, nu este nici grețos, nu este nici foarte dulce, nu este nici puțin dulce, este perfect. Și îi voi face tiramisu. Duminică de ziua lui vom merge la acel restaurant să mâncăm. Asta în cazul în care ajunge, pentru că nu știm exact cum ajunge. El încă este în Italia. Era pe la Veneția și când am auzit că Veneția, zic, wow, ce mi-aș fi dorit să fiu și eu acum în Veneția, pentru că este super. Deci Veneția mi-a rămas în suflet, mi-a plăcut la nebunie. Am fost și în Firenze, dar nu mi-a plăcut atât de tare. Îmi place, dar nu atât de tare, dar Veneția este de vis, este superbă și chiar vreau să ajung în Veneția din nou. Doar că nu știu dacă vom merge cu avionul sau cu mașina, dar în niciun caz anul acesta nu cred, la anul sau ce știu când se va mai întâmpla, peste 2 ani sau ce știu când, dar îmi făceam așa planul și mă gândeam, mi-ar plăcea să merg cu mașina pentru că aș mai merge și în alte locuri din Italia și Bogdan cunoaște Italia mai bine decât România. Chiar vorbeam ieri la telefon sau la altă și zicea că cunoaște Italia mai bine decât România și am dorit să mergem în mai multe locuri. Dar m-aș mulțumi și cu 2-3 zile în Veneția să mergem cu avionul, deși copiii au prins teamă de avion, cel puțin Selena. Mark nu atât de tare, dar Selena a prins teamă. Mark dormea când ne-am întors din Cipru, dar a prins oricum și aterizarea și i s-a părut puțin ciudat, dar acum a zis că el vrea să meargă cu avionul. Dar Selena nu, așa că vedem. Dar când am auzit că e la Veneția, mi-a plăcut la nebunie așa gândul și zic, wow, ce tare, bine, el era pe centură, nu era în Veneția și oricum a zis că pentru el nu este fain să fie plecat într-un loc, nu știu, a fost în atâtea locuri faine în Italia, dar a zis că dacă e singur nu-i place, deci să fie cu noi, important este să fie cu noi și atunci e bucuros. Și mi-a plăcut foarte mult și Budapesta. Și în Budapesta vreau să ajung. Am rămas așa cu o impresie plăcută despre acel oraș. Chiar foarte, foarte mult mi-a plăcut. În restul Ungariei nu am fost decât așa în tranzit pe autostradă, pe unde m-a dus Bogdan, pe naționale. Și am mai mâncat un gulaș foarte, foarte bun în Ungaria la Kecskemét, parcă se numește acolo. Da, foarte bun, mi-a plăcut mult. Un restaurant pe care n-ai fi dat nici 2 bani la cum arată, ieftin, dar un gulaș sau ghiulaș atât de bun, mi-a plăcut la nebunie și mereu îl aud pe Bogdan că la plecare în Italia sau la întoarcere mănâncă ghiulaș și face poftă că acolo mănâncă și când se întoarce în România mănâncă la Timișoara pleoșcăviță, parcă tot mi-a explicat el cum e acea pleoșcăviță, n-am mâncat niciodată și am zis să-mi aducă și mie, dar după aia m-am gândit, măi, e ca și cum aș cumpăra un McDonald's, un panini și mă apuc să-l mănânc peste câteva ore. Deci el de la Timișoara face 5 ore jumate, 6 ore sau 6 ore și depinde de cum este drumul și vă dați seama că acel sandwich nu mai este bun, dar mi-a promis când vom avea drumul, cumpără o pleoșcăviță să văd și eu cum e. Și de aceea zic că nu știu când va ajunge Bogdan, că la el mai durează. Dacă era pe centură la Veneția, de la Veneția intră în Slovenia, Ungaria, pauză, după aia vine în continuare. Sper să ajungă la timp să putem merge la acel restaurant. Vom merge doar noi patru, pentru că majoritatea lucrează și nu poate să vină. Betty lucrează, nu poate să vină fratele meu singur, că e urât. Da, și eu dacă ar fi să merg undeva, îmi place să fie și Bogdan alături de mine. Doar că la Bogdan e o excepție că lucrează în afara țării și na, atunci trebuie să mă duc când este vorba de un eveniment. Dar, na, s-a anunțat vreme faină, vom petrece timpul în natură, vom ieși, ne vom plimba, vedem ce vom mai face duminică. Cred că aș vrea să beau și un bubble tea, îmi e poftă. Și cred că asta vom face. Mergem să mâncăm ceva acolo și apoi ne întoarcem în centru și ne plimbăm prin Piața Sfatului, poate urcăm sub tâmpa, luăm un bubble tea, cam ăsta este planul meu.
Nu știu dacă se mai schimbă ceva sau se ivește ceva sau așa, dar în mare parte cam asta vom face de ziua lui Bogdan. Și da, mă apuc să fac un pahar de limonadă cu semințe de chia, să încălzesc pana cu să mâncăm. Este atât de bine și liniște în casă. Cred că au zis și voi. Ce bine e. Ce bine e. Acum aș trage un pui de somn, doar că Marc nu mă lasă. Și dacă ar fi să mă lase, trebuie să nu-mi strice nimeni somnul. Că dacă încep să aud că bârâie, că latră minii, că ăla dă cu bormașina, că ăla dă cu flexul, că ăla nu știu ce, mi-a stricat somnul și dacă nu-mi fac somnul bine, mă ia durerea de cap, încep să fiu nervoasă și așa prefer să beau un Nes sau nu știu ceva să-mi dea energie și să-mi sară somnul, decât să mă pun la somn și să-mi fac mai mult rău. Dar sunt momente în care chiar simt nevoia să dorm puțin și dacă dorm undeva la vreo 10-15 minute, pentru mine este perfect. E ca și cum am dormit multe zile, deci pur și simplu mă trezesc cu energie maximă. Dar acum nu voi putea să dorm pentru că am treabă și trebuie să ajung pe la 4 jumătate, mi-a zis doamna, și la grădiniță. Și... Auzi, copilăsiți! Ia să încălzim spanacul și o să pun una să fac o limonadă și pentru copilași, da? Ți-a trecut capul? Mă bucur, Mar, păi e foarte cald afară, iubitule. E la soare, da? Facem câte un ouț de casă pentru copilași, iar eu îmi voi tăia. O, uite casă, da, iar eu îmi voi pune mozzarella. Bineînțeles că și Selena va mânca mozzarella. Ia să căutăm o cutiuță să punem. În fapt, nici nu știu, oare o mâncăm pe toată? Da, hai că cred că o mâncăm pe toată. Nu cred că mă mai complic cu de asta, cum se numește, să mai bag în caserolă. Oh, no, 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 no. Oh, zice, oh, no. Zice, oh, ce facem mâine lui tata noi? Ti? Tiramisu! Bravo! Poftim? Ce înseamnă tiramisu? Prăjitură din aia cu piscoturi și cu cremă care îți place și ție. Da. 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 Și ție îți dau ce vrei. Îmi place? Ești frumoasă. E zi frumoasă, inima mea. Zi frumoasă. Uite asta, stai la subitul ăsta că ținte în ochi. Gărgărița mea, ia să-mi spui tu mie dacă spanacul e bun. Mamă! Mamă, dar ce bună a ieșit! Încercați rețeta asta de spanac. Ca altfel mă bat! Și nu o să vă pară rău, deci... Mă, e divină! Deci, e divină! Nu Să e... pui smântână și să pui o lingură de bulion. Deci, nu știu, bulionul practic dă mozzarella, tăiem și mozzarella lângă. Deci, practic, bulionul dă un gust. Băi, de cât e frate. Oi, să mă piciorul. Cred că ai trecut de 40 de kg, că să pun să fac și o limonadă. Yes. Nu, nu, nu mai, gata. Nu. Mama ți-a zis ție că nu-i voie să ridici. Puișor. Puișor.
Ой, все. Mai frumos, păi surioare. Tu deja am făcut. Nu mai facem surioare, gata, s-a închis. No! No! Tu. Eu mi-am făcut treaba, uite, am făcut doi copilași. Au. Tu trebuie să ții burtica aia, bine, ce vrei să faci cernie? Da. Nu. Păi faci cernie inghinală, nici nu știu, la fete se face hernie, parcă așa știu și eu, știu că la băieți. Băieții sunt predispuși de hernie. Mai păi chiar, uite că avem cântar, mai avem cântar și eu. Te-ai uitat? Cred că trebuie să-l pui pe, pune-l pe faianță, pe faianță, pe greche. Pe parchet, da, tu zici faianță, eu faianță, tu zici parchet. Ia mini, tu câte chile ai? Chiar ia pun eu. Pun eu pe mine, că m-a întrebat doctorul câte chile are și eu i-am zis că 6, că atâta știam. Iară face mou, iară se murdărește aragazul. Nu pot! Nu pune, ce, te mușcă? Nu, dar nu. O șinșilă are cât are? O șinșilă are câteva sute de grame. Te pune? Da. Lasă, cum să pui șinșila pe cântar? Pune-te, lasă că punem pe mini după aia. De să nu frigă. E bun? Poate. Pune-te tu. Îmi fac cât un ouă. Repede, repede. Hai repede. Mamă, 53, 45. Am mai slăbit, dar parcă am mai spus. Aveam 56 și după aia am scăzut la cât? Am scăzut la 54? Nu mai țin, că oricum am mai... M-am mai împlinit puțin, deși nu-mi place. Aș vrea să mai slăbesc o lecuță, dar... 36 cu 15. Hai că n-ai ajuns la 40. Ești bine, bravo. Ei. Hai că am văzut copilași care sunt mai durdulii decât tine la vârsta lor și și mai micuți. Deci ești de la kilograme. Iartă-mi la oamenii alți rostru. Ce să-i arătăm? Un pic, pic, pic. Da, eu nu mai știu așa de bine. Dar păi stai un pic ca să fac ouăle, că se ard. Și arătăm. Da? Vreau să stau și eu aici. Pu, 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 pu. Vreau să stau. Bravo! În pădurea cu alune avea casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Pu, 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 pu. Da, vreau să stau și eu aici. Po, 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 vreau să stau și eu aici. Cum era? Șoricelul vine-ndată, iată și eu am venit. Casa voastră e curată, noroc, bine v-am găsit. Chis, 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 chis. Nu știu cum e așa, dar noroc, bine v-am găsit. După, cum era? Chis, 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 noroc, bine v-am găsit. Iată vine și-o broscuță, țop, 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 sărim mereu. Dacă e loc în căsuță, tare avea să stau și eu. Cua, 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 cua. Da, Marc! Țop, cum așa e când de cerul? Așa l-ai învățat. Haide! Hai! Pic, 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 pic în sus, pic în jos, pic pe umăr, pic pe... Pic, 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 pic în sus, pic în jos, pic pe umăr, pic pe dos, pic pe a, pic sucrat, pic ok, vezi cu ei. Un pupic și-am adormit, cric, 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 oh my baby, cea, cea, cea. Da, dar eu nu știu, era altfel când îl făceam eu, dar era, mai era, dar nu știu că l-ai învățat. Ești papucule de supă, ești papucule, ești. Nu. De mănânci și tu cireș, ești papucule, ești, nu mai știu cum. O, mi-a făcut poți de cireș. Cireș am o zică, 175 de lei kilogram. Deci tu îți dai seama cât costă un kilogram de cireșe. O să apară și cireșe. Trebuie să apară cireșele de mai. Adică crezi că au apărut? De fapt, nu, ale noastre nu cred că au apărut. Alea sigur sunt de Grecia sau Turcia. Bun, deci am pus un Marc. Uitați! Poate fac vreo prostie și zic uitați. Și cade și omul și spanacul. Hai. Iar ai o problemă cu... Ha? Pa. Așteaptă. Da! Nu, no, hai să facem. Dacă nu-ți plac pantalonii scurs, nu mai lua acum. Pic. Nu mai încoar. Pic, pic, pic. Pic în sus, pic în jos, pic
pe umăr, pic pe dos. Pic pe cap, pic suclac, pic ok, vezi că ei. Un pupic și-am adormit, cri, 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 cra, 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 oh my baby, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. My name is Chicky, Chicky, my name is Chicky, 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 my name is Cha-Cha. Clap, clap, cha, cha, cha. Chicky, 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 clap, clap, cha, cha, cha. Chicky, 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 clap, clap, cha, cha, cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky, my name is Cha-Cha. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Clap, clap, cha, cha, cha. My name is Lala, la, 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 la. My name is Chicky, my name is Cha Cha. Chicky, cha, cha, boom, boom. Chicky, cha, cha, boom, boom. La, 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 la. Chicky, cha, cha. Da, nu. Nu știu mă să fac asta. Hai să tăiem și mozzarella. Mozzarella. La ora 4:30 trebuie să merg. La... Sună telefon. Mie? Sună telefoanele. Cadraci și vin milioanele cu saci. Hai că nici nu știu unde să fac mozzarella. Cuceze, ama, cuceze, ama, farfurie. În farfurie, tăiem în farfurie. Deci, cât este ceasul? 2:25. Pun să mâncăm, fac și o limonadă, dar până la limonadă trebuie să beau o gură de cola, pentru că altfel nu se poate. Da, la 4:30 trebuie să mergem la doamna Zâna să ne dea foaia. Da, o să fii bucuros că te duc la parc. Bravo! Și de la Mara, vine Mara de la grădi. Când mergem noi să ne dea doamna Zâna foaia, atunci o să te întâlnești cu Mara, iese de la grădiniță, da? Ei, mă aștepți cu Sally, de ce? Ți-e teamă? De ce, dragă? Nu te las la grădiniță că este sfârșit de săptămână, început de weekend. Și toți copilașii merg acasă. Oricum câțiva copii am văzut pe grup că astăzi nu au mers la grădiniță. Așa că... Da. Dimineața Marc s-a trezit cu durere de cap. Nas înfundat. Tatușit puțin. Sper să nu l-a putut vorocea. Am pregătit aici niște clementine. Mai aveam o portocală și niște lămâi. Marc a mai primit de la grădiniță când a fost clementine și portocala, ai adus-o tu de la Teo sau de la cine a primit-o? Și voi face limonadă, trebuie să ajung la magazin să cumpăr lămâi și portocale să mai facem limonadă. Doar că portocalele acum nu știu că mai sunt zemoase, dar lămâi cu siguranță voi cumpăra. Am terminat limonada, deja am dat copilașilor că le era poftă și eu în acest bidonaș o să-mi pun limonadă, semințe de chia și o să-mi tai o căpșunică așa, feliuțe. Apoi să spăl vasele, aragazul și să continui treaba. Ce vrei? Așteaptă. Am fost cu mine afară. Mi-am spălat și vasele, mi-am spălat și aragazul, am împachetat rufele, le-am întins, de acum dau cu aspiratorul prin casă, dau cu mopul și numai bine ieșim ca să avem timp să se usuce, că dacă noi plecăm afară, este 4 fără 8 minute și plecăm și la grădiniță să mergem să luăm foaia, mă sună și cineva. Să vedem cine m-a sunat. Ia uitați-vă și voi câtă mizerie am adunat și am dat ieri. Aseară am dat cu aspiratorul. O grămadă de praf, păr de la mini, mizerie, firimituri, floși din aia de la covor. Da, Marc. O să-mi pregătesc puțin găleata cu mop. Pentru a da cu mopul acum că vom pleca. Nervează că mi se face mizerie așa printre stelutele astea, se bagă așa o mizerie neagră, dar doar eu le curăț mereu, dar uite că tot se face. Asta nu are, asta nu are, restul nu au. Hai, asta a făcut, văd că ia, dăm niște soluții, o să pun niște soluții din asta acum. Și voi da prin toată casa, îl voi pune pe Marc să mă aștepte aici la ușă,
ca să dau și numai bine cât suntem noi afară se usucă. Asta și casa curată, am pus și niște soluție la toaletă. Și gata. Facem și treabă, ieșim și afară, ne ocupăm și de copilași. Așa. Noi mergem la grădiniță să luăm foaia și Marc nu e convins, nu vrea să vină cu mine. Nu e convins ce se întâmplă, nu știe ce se întâmplă, el crede că eu merg să-l las la grădiniță, dar i-am spus că nu. Da, poți să mă aștepți undeva, mă aștepți acolo în curtea grădiniței, îți arăt eu unde, lui este teamă că la. Uite pisul. Unde ne-am întâlnit cu Ana Maria, exact, acolo mă aștept și doamna Zână îmi dă foaia și apoi plecăm la parc. Dar cum să nu? Crezi că doamna Zână mă întreabă unde ești? Erau niște nori mai înainte, nici nu mai țin minte, și mai încolo. Sper să nu vină ploaia acum. Să vină după 9 seara, când suntem în casă. Că nu... Haide aici! Este 7 fără un sfert și noi tot afară suntem. Și sper să reușesc să le iau și eu pe Marc în curând să mergem în casă, pentru că... Cred că mi-ajunge și mie pe ziua de azi, da, Marc? Unde-i Sally? Haide! Uite-o și pe Sally meu. Sally meu frumos! Bubulinul meu frumos! Care imediat mă întrece! Poftim, Marc? Da, de la păpădie, vezi? Hai, te joci cu avionul aici? Uite, aici te poți juca și nu ai unde să dai avionul. Îl luăm și îl băgăm. A, joci așa? Wow, dar se duce urât. Mai bine îl dai și îl pui aripile ca să meargă așa fain. Mm? Ce zici? Vrei? Punem apirile? Da, să-i punem aripa. Gata! Wow! Uite, vezi? Cu ce altfel acum? Măi, norule, pleacă de aici. Hai, mai arată-mi. Mă iau după tine, Marc, și mă încurc să vorbesc. Haide! Mamă, foarte frumos! Vezi, cu aripile, ai văzut ce aterizare faină! Ce tare i s-a dus avionul, da! Până la mașina aia s-a dus? Foarte frumos, ia dă-l de acolo! Da, dă-l de acolo, la mine. Wow, super! Foarte frumos! Până la mașina aia am văzut și eu. Da, da. Încearcă să nu mai dai în mașini. Vino aici pe mijloc, da? Dar să nu dai prin grădin, că nu mai pot să le iau de acolo după aia. Mucosule, vrei limonadă? Da. Am intrat și noi în casă, deja este 8 fără 5 minute, mă bag direct să-l bag la baie, iar apoi să văd ce să gătesc să mâncăm. Și m-am gândit să închei filmulețul, deja este târziu, ca să-l vedeți și voi. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și ne vedem în vlogul următor. Noapte bună, pa, pa! Noapte bună, frumoșilor! Marc a rămas la ușă, că deja așteaptă să intre în cadă. Vă pupăm, pa, pa!